Ce ține de piața imobiliară locală? Care este starea actuală ei acum? Sincer să fiu, foarte tare s-a activizat, dacă să facem o comparație în ultimele, nu știu, 6 luni. Uh-huh. Vara chiar a fost foarte activă. Discutam și cu colegii mei foarte mult de lucru. Apropo, un avantaj este faptul că băncile au scăzut rata dobânzii. Uh-huh. Deci, efectiv, dacă să comparăm luna martie și luna august, septembrie, octombrie, avem oferte mult mai avantajoase la creditare, uh-huh. ceea ce sigur dă un flux mult mai mare de clienți, dar și în ultimul rând am observat foarte mulți cumpărători din diaspora. Deci, diaspora este cointeresată de a procura o proprietate, indiferent pentru investiții, pentru trai, și mă bucur faptul dat că investițiile vin la noi acasă. Uh-huh. Deci, noi, de fapt, noi înțelegem ce înseamnă a avea o proprietate, da? Apartament, imobil. Este cea mai sigură investiție care poate fi în genere astăzi. Uh-huh. Deci, ea este o piață a cumpărătorilor sau a vânzătorilor acum? Aș spune mai mult a vânzătorilor. Și de ce? Unii dezvoltători, apropo, au stopat vânzările. Hai, mai simplu vorbim. Uh-huh. Au identificat apartamente care sunt uh-huh. cele mai căutate și au stopat să le vândă. Deci vând restul apartamentelor, fiindcă uh-huh. ei înțeleg că în viitorul apropiat prețul va crește. Și avem, discutând cu mulți dezvoltători care sigur colaborăm în ultimii ani, problema principală este autorizații. Uh-huh. Nu avem. Și nu cred că în viitorul apropiat vom avea, ceea ce înseamnă vom avea mai puține construcții, mai puține oferte, dar numărul de persoane cointeresate să procure va fi în creștere. Numărul 2 e forța de muncă. E chiar dificil să găsești forță de muncă care va lucra pe șantier și nu zic că au salarii mici. Ba mai mult, discutând cu unii dezvoltători, salariile sunt chiar decente europene și terenuri, lipsa terenurilor. Cum se zice, eu am un coleg care spune de obicei, construcții vor mai fi, poate azi, mâine, peste un an, uh-huh. peste doi, dar pământ nu se mai produce.